Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuclaev, și prieteni, astăzi vrem să facem un experiment social. Iată, știm cu toții că s-a scumpit și gazul, și pâinea la coleu, și cafeaua cu oleu, tot absolut. Sportzal? Sala de sport unde mă frecventez eu, tot s-a scumpit cu 50 de lei. Și, prieteni, iată, am luat astăzi 300 de lei. Avem 300 de lei. Acum ne vom duce după niște cumpărături, să vedem ce putem cumpăra de 300 de lei de la 1 noiembrie, de când s-a scumpit totul. Știm înainte ce putem cumpăra, după ce o să cumpărăm, venim acasă și o să arătăm. Și o să facem chiar diferență. Iată, mie este foarte interesant. Deci acum noi mergem la magazin, facem niște cumpărături de 300 de lei, venim acasă și vedem. Eu sper, sper să fie cât mai mult, dar într-adevăr o să vedem deja când voi veni acasă, da? Da, mergi și tu? Păi, dar eu merg cu mașina, te aștept, o să intre. Și tu nu intri la market. Nu mai intru, cum să intru, eu să aștept o mașină. Și, prieteni, deja când venim acasă, vă arătăm cumpărăturile noastre de 300 de lei, da? Da. Mergem? Ok. Hai să mergem să vedem ce putem cumpăra de 300 de lei. Bine. Hai. Iată, am venit acasă, avem bonul de plată, se primește 302 lei. Hai să vedem, am mai adăugat 2 lei. Uitați-vă, prieteni, ce am cumpărat aici de 302 lei. Nici n-ai ce vedea. Aici a mai fost un iaurt, dar l-am mâncat, da? Da. Haideți să vedem. Iată, aici tot cu iaurt a fost 90 și ceva de lei și aici 200 și ceva. Scoate câte una și arată. Hai. Iată, un pachet de răsărită, de semințe, da? Da. Banzai. Nu știu, mă, ne place această sămânță. Eu am deschis acolo, nu știu. Dar eu acum mă uit, da, am înțeles. Bombonele. Dar când ai tot tu deschis? Pe drum? Online, pe drum, da. Pe drum, iată, niște bomboane, prieteni. Andriușa, mănâncă așa de zi. Da, cu lime, cu... Zelenă, ce ai vitamin. Niște vitamine. Eu n-am fost la market, prieteni, vă zic, da, aceste semințe ție îți plac, da. Care sunt din albe, nu știu ce fel, tot de floare soară, albe prăjite. Da. Da, da, foarte multă murdărie se primește pe ei. Acestea ce sunt? A, lui Andriușa. Pentru Andrei și pentru Irăcica. Dar ce sunt? A, niște biscuiți moi și cu cremă înăuntru? Cu brânză. A, cu brânză, da? Da, sunt da, foarte da. Gustoase. Da, nu biscuiți, dar chiar chec. Da, nu, dar chiar ca un chec, da. Mm-hmm. Foarte gustoase. Iar Andriușa aici a mâncat unul și a mâncat și eu. Mi-a plăcut. Și aici a fost un iaurt, prieteni. Iată, vă dați seama. Iată. Numai acesta, 92 de lei. Foarte scump. Oameni, ferește, eu când... Și iată, aici sunt 200 și ceva de lei. Haideți să vă arăt. Iată, niște aripioare am luat. Mie îmi plac așa, pur și simplu, că noi le facem aerogri și îmi plac să primesc crocante. Ca la McDonald's, ca la McDonald's, KFC. Da. Iată, un kilogram și 94 de lei. Da, da, da. Eu am crezut 7, aproape 10. 2 kg, 1 kg și 9, dar ăsta e 1 kg și 100 de grame. Da. 73 de lei și 30 de bani. Asta mănânci deodată. De trebuie eu mănânc pe toate acestea. Trebuie să faci marinadă, marinăm și faci. Mama mia. Eu ce am zis? 67 de lei kg, dar pe ele erau 50. Corect. Acestea ce sunt? Pentru Andrieș. Pelmeni de acasă. Andrieș la noi, acestea îi plac, aceste pelmeni, le iubește. El așa carne nu mănâncă, da. Nu mănâncă carne și noi de aceea îi mai cumpărăm iată pelmeni, îi face, mama îi gătește cu farș mâncare, da, și îl amăgim și îl cred, dar dacă îi pui bucata de carne, nu mănâncă. Cremvuș, iată așa cremvuș, îl mănâncă. Din pui. 40 de lei și cremă, 97 de lei kilogram. Și numai 8 bucăți acolo. 8 bucăți, 40 de lei. Normal. Așa. Și aici ce este? Tot pentru tine, tati. Pentru noi. A, gușă de porc afumată. Aha, da, iată, asta îmi place. Dar și tot s-a scumpit. Da. 117 de lei kilogram? Da, asta e foarte mult. Wow. Așa e, slănină costă 60. La piață. Așa simplu? 60 de lei? Da. Uitați-vă, 300 de lei, 302 lei și 98 de bani, 303 lei. Cremvuști, pelmeni, 1 kg de aripioare și 94 de grame,
o bucată de guș afumat, semințe, bomboane și două checuri. Da, și cu asta încă nu poți faci mâncare. Asta numai așa. Aripioare mănânci? Nu poți să faci mâncare, da. Nu o să gătești mâncare din aripioare sau din cremvuș. Și, prieteni, fiindcă deja am făcut acest video, vreau să vă arăt, ieri când am luat pe Andreeș de la graniță, ce a făcut? A făcut varză murată pentru iarnă. Iată aici scrie Andrei S. Savciuc. Era lipit așa de sub. Varză murată, culorile toamne. Ai venit cu dispoziția acasă. Chiar e foarte drăguț. A făcut varză murată. Hai să gustăm. Hai. Da, arată frumos. Arată fix parcă este varză murată. Deci a făcut-o ca frunz de varză. Așa întoarce. Așa? Da, da, da. Un morcov, nu știu, brocul și varză. Da. Și... Bravo. Și tot ieri când... împreună cu educătoare. Da, 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 cu educătoare. Și tot ieri când am venit de la grădiniță, am intrat repede pe un magazin și am cumpărat, nu știu, la noi, așa, pantaloni, dacă țin cât volumă ți la noi. Maximum. Avem, maximum, îmi pare că 10 ia. Perechi numai asta. Și sunt toate rupte în genunchi. Da. Joac fotbal și toate sunt rupte aici. Ștrampi sunt rupți la tine. Știi cât bate mingea? Uite așa, asta sunt pantaloni, da? Și... Un conorac așa. Da, iată așa, un conorac. Nu este prea mare rău, să e normal. Un pic, un pic, așa. Dar vezi că eu spăl în mașină 60 de grade și pe urmă... Am înțeles. Iată așa. Nu, la noi în Moldova, eu nu știu cum e rusești, eu știu că e rusesc inflația, eu nu știu cum e română. Inflație. Inflație. Și în română. Iată așa, prieteni. S-au ridicat prețurile. Hai, acum ne strângem toate acestea, hai să mâncăm ceva. Mâncăm? Da. Hai da. Chiar vreau să văd ce... Eu am venit acum acasă, am venit cu împreună și mi-este foame. Hai, deja, eu nu știu, să arătăm cum pregătim aceste aripioare? Nu știu, cu să măcar vedem. Cu le marinăm? Da, da. Hai, dar hai să le marinăm și arătăm cu ce le marinăm noi. Ok. Le-am spălat bine și acum sare, da? Da. Punem, cred că ajunge, da? Da. Piper roșu. Atât ajunge? Da. Așa. Și negru. Așa, da? Da. Încă puțin, ajunge. Și toată asta o mestecăm, da? Da, da. Cu mâna chiar o mestecăm. Bine, bine. Iată așa că ea să primească toate de aceeași culoare și o lăsăm pe o oră ajunge, da? Da. O oră și după ce le punem în cuptor și... Nu în cuptor, în grill. Păi în grill. Nu, da, dacă nu e cuptor. În cuptor asta e altfel. Cuptor cu aer cald, cum se numește, așa e, grill. Da, cuptor. Dar tu știi că cineva pune în faină, e ca așa, pune... Маринează și pe urmă în făină și în ouă și prăjește. Ei, nu, prăjește nu poate. Și iată așa s-a primit. Așa culoare. Și le lăsăm o ură și după ce le coacem, da? Da. Bine. Deci, dar noi mergem să ne apucăm de lucru cât era și Andreea când nu este acasă. Vouă vă spunem pe curând. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut video-ul nostru și dacă v-a plăcut ce poți cumpăra de 300 de lei. Deci până la video următor și pe curând, da? Da, da, pa, pa! Pa.